În acest timp, încet, dar sigur, intră în carantină aproape toată țara. După Sibiu, Alba Iulia și Baia Mare, a venit rândul orașelor Bistrița și Constanța să se închidă. Măsurile luate până acum de autorități se pare că nu și-au atins scopul. În loc să scadă, numărul infectărilor crește de la zi la zi. În mare parte și pentru că poliția nu face controle sau verificările sunt făcute de mântuială. Ca orice minune și respectarea măsurilor de carantinare ține tot 3 zile. În localități închise săptămâna trecută se circulă azi fără probleme. În teorie, Ciorogârla este carantinată încă de vineri de la ora 20. Spun în teorie pentru că în realitate lucrurile se întâmplă exact ca înainte. Și da, există filtrul de poliție la intrarea în localitate, însă oricine poate intra și ieși fără probleme. Asta pentru că filtrul s-a activat abia după ce am ajuns noi. Nimeni nu a văzut coadă și controle la intrarea în comună până azi. Nu, n-am prins până acum. Zilele astea ai fost de vineri, ai mai trecut? Da, am trecut săptămâna asta, nu, e prima dată când văd. Când nu e camera pornită, verificările se fac direct din mașină. O zi obișnuită. Nicio diferență săptămâna asta față de săptămâna trecută, când nu era carantinată? Nu. Am venit până la magazin să cumpăr ceva mâncare și n-am găsit și am fost până ce am luat o doasă de săpun și mă duc acasă. Și aveți declarație? Păi nu am declarație, că s-au intimidat pe stradă. Situații similare sunt peste tot în țară. La ieșire din localitatea Chinteni, carantinată pentru că rata de incidență a depășit 10 cazuri la 1000 de locuitori, nu se află nici măcar un echipaj de poliție care să oprească mașini. Ba mai mult, oamenii nici nu știu că localitatea lor e în carantină. Adică așa ziceau că au băgat în carantină localitatea din cauza COVID-ului. Nimeni n-are voie să intre, să iasă. Nu v-a anunțat nimeni? Nu. Autoritățile din Baia Mare, unde se întâmplă la fel, au și explicația. Mizează pe corectitudinea cetățenilor. Sunt patrule de poliție, dar eu știu cât verifică și cât nu, nu m-a oprit încă nimeni. Să oprești și de foarte puțin, dar știți ce? Pentru a nu crea blocaje. Am discutat o chestie asta. S-a oprit, dar nu foarte multe, într-adevăr. De la miezul nopții a intrat în carantină și Satu Mare. Molurile vor fi închise în weekend, iar magazinele au program redus în timpul săptămânii. De mâine seară se va închide cel mai probabil și orașul Constanța, care a ajuns la o rată de infectare de peste 9 cazuri la 1000 de locuitori. Județele Sibiu, Cluj și Ilfov sunt în topul zonelor cu cele mai multe cazuri de coronavirus. După cum evoluează lucrurile, în alte orașe ar putea fi luate măsuri la fel de dure. Pe Valea Prahovei, de exemplu, în stațiunile Sinaia și Azuga, restaurantele și cafenelele care nu sunt în hoteluri sau pensiuni nu mai pot desfășura activitatea în interior.